Primul sportiv care intră în ring are 32 de ani și vine din București. Este legitimat la dinastia Niță, unde este pregătit de Emil Șchiopu. Intră în ring, în colțul albastru, Daniel Ciupito! Așadar, doamnelor și domnilor, este un sport inventat de noi românii, singura artă marțială românească, fondată de marele maestru 8 Dani Krav Maga Vasile Niță. De Alexandru Gheorghe. Intră în ring, în colțul roșu, Dragoș Soare! Dragoș Soare, în colțul roșu. 22 de ani, din București. Dragoș Soare, colțul roșu. Arbitru de centru pentru acest meci, Andrei Lixandru. Oficiază la tușă Andreea Cân, Ciprian Arion, Bogdan Teodorescu și Daniel Sandu. Da, un meci în premieră la Național 24+, stick fighting, luptă cu bastonul între doi sportivi din București. Am să vă spun câteva lucruri despre acest sport. Există și o federație. S-a îndoit un baston unuia dintre combatanți. Școala de stick fight a preluat elemente din mai multe arte marțiale, sisteme de autoapărare și sporturi de contact pe care le-a transformat într-un stil propriu pur românesc. Este așadar, în primul rând, un sport de autoapărare. Primul stagiu de Krav Maga în România a fost organizat în colaborare cu președintele World Krav Maga Federation, maestrul Alessandro Del Pia, în august 2008. Începând cu acea dată, s-au organizat și alte colaborări internaționale, dintre cele mai importante fiind cea cu maestrul Andreea Bove, vicepreședinte al ITDA, International Tactical Defense Academy, precum și seminarii de MMA cu Ryan Schultz, IFL World Champion și Ed Shorthuis Herman de la UFC Champion. Cum vă spuneam, școala de stick fight a preluat elemente din mai multe arte marțiale,
sisteme de autoapărare și sporturi de contact pe care le-a transformat într-un stil propriu pur românesc. Această artă marțială, stick fight, este recunoscută pe plan internațional de către Federația Europeană de Karate și Discipline Asociate, FEC, da, prin înființarea unui departament special destinat, denumit Battle Fight, Karate Pro Combat. Colțul albastru l-avem pe Daniel Ciupitu, iar în colțul roșu pe Dragoș Soare. Da, este spectaculos acest meci. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă bastoanele acelea ar fi mai dure. Da, s-a încheiat și de-a doua repriză. Să vă mai spun câteva lucruri despre acest sport. Utilizarea tehnicilor Krav Maga Stick Fight conduce la dobândirea de către practicanții, indiferent de sexul, vârsta și etnia acestora, a încrederii în forțele proprii, prin dobândirea unei condiții fizice și psihice bune, precum și a unor deprinderi care îi ajută să facă față cu succes în cazul unei agresiuni. Vom continua după acest meci de stick fighting boxul. Ia să vedem și decizia în acest meci. Învingător la puncte, colțul roșu, Dragoș Soare. Da, învingător a fost Dragoș Soare. Rock with it, girl.